Cum te numești tu? Cătălin. Poți să lași omii de acolo și ai pe scenă și ai să-l aplaudăm pe Cătălin, doamnelor și domnilor. Aplaudați-l până ajunge, pentru că se sacrifică pentru voi. Haide, Călin, cu viață, că s-au săturat oamenii de aplauze. Pe scenă, salut, Călin, ia loc la mine în birou. Deci, te numești Călin sau Cătălin, scuză-mă? Cătălin. Cătălin, tot ce spui, spui microfonul ăla în cazul în care spui o prostie, s-o audă toată lumea. Înțelegi premiza, da? Deci te numești Cătălin, te ocupi cu? Vânzări. Droguri? Am înțeles, mă. Cătălin, am zis că să facem ceva imposibil. Un truc cu cărți. Și cât de imposibil poate să fie un truc cu cărți? Bă, foarte imposibil și o să vă arăt. Am aici un pachet de cărți de joc. Câte cărți sunt într-un pachet de cărți de joc? 52. 52? 52. Să le numărăm împreună. 1, 2, 52. Moriu. Deci, încă o întrebare. Câte cărți sunt, se repetă într-un pachet de cărți de joc? Niciuna. Niciuna. E foarte important. Răspunsul este corect. Nici o carte nu se repete. E important cărțile să fie diferite și amestecate ca trucul să fie cinstit. Ești stânga sau dreptaci? Dreapta. Cu stânga vreau. Să atingi o carte. Care vrei tu? Care vrei tu? Atinge una. Stop. Aia ți se pare că e vreun pic ieșită și ți-atrage atenția vreun fel? Nu. Nu? O să o ținem așa ca să n-o văd eu. Este un 8 de inimă neagră. Atât a fost, asta a fost show. Mulțumim, la revedere. Ok, o să luăm 8-ul de inimă neagră și atunci ce o să fac cu el. Cătălin, Călin? Scuze-mă, Cătălin. Cătălin. O să îl marchez așa, rupându-i colțul. Vreau să ții tu cartea așa, colțul. Îl punem în palmă, nu palmez nimic. Și o să fac colțul să dispară așa. Cam dramatic pentru un rahat de colț. Dar întrebarea mea pentru tine este, unde apare colțul? L-ai stricat. De fapt, cred că știu ce s-a întâmplat. Lasă cartea pe colțul mesei, nu vreau să o ating. Nu contează, defiletează asta de la microfon. Și o să vezi că înăuntru ar trebui să fie un colț de carte. Și vreau să verifici dacă este colțul care se potrivește la cartea ta. Este? Este, este. Da? Luați-o pe asta! Acum, imposibil, dar vreau să facem chestia asta din nou, numai că de data asta facem invers. Păstrezi tu colțul și facem să dispară cartea. Ok? Colțul păstrezi tu, cartea o să o facem să dispară și ca să o facem să dispară, o să folosesc o metodă mai clasică. O să folosesc o pensetă, un castron, o brichetă, o autorizație de la ISU și, evident, un extintor. Pentru că, repet, o să o facem să dispară într-o metodă mai clasică. Deci asta este cartea ta, verificăm încă o dată că se potrivește colțul. Asta e. Și o să o facem să dispară așa. Copii, nu încercați așa ceva acasă. Încercați la un prieten acasă. Și după cum vezi, Cătălin, cartea ta a dispărut. Dar întrebarea mea pentru tine, Cătălin, este unde apare cartea? Nu apare. Nu apare, tu ești în spate, te aștept să-ți dea cineva ceva în cap. Cătălin, eu m-am gândit că show-ul imposibil ar fi într-adevăr imposibil cartea pe care tocmai ați văzut-o cum a ars, nu mai există, să apară întreagă și nevătămată în bricheta cu care i-am dat foc. Și vreau să facem chestia asta, te rog să-mi dai microfon, te rog să iei bricheta, vreau să o desfaci, să vezi că frige ăsta, s-ar putea să frigă, da? Să-l tragi de el și o să te uiți în brichetă și se vede o carte de joc acolo? Da, poți să iei penseta, să o scoți de acolo, să vezi că și miroase a gazolină. Ceva, un buchet senzațional, adică... Miroase-o? Miroase-o! Cartea, nu bricheta? Așa, și te rog să o desfaci. Bricheta miroase a carte.
Bricheta miroase a carte. Miroase a carte, da. Și este 8 din neagră, dar stați! Dovada. Vezi dacă se potrivește colțul. Care putea fi altă carte. Se potrivește. Perfect! Hai să le arătăm și lor. 8 de inimă neagră cu colțul ei în brichetă. Pastea vreau să le pastrez ca suvenir. Mersi mult, Cătălin. Poți să mergi la loc. Bravo, Cătălin! Trebuie să aplaudați de fiecare dată. Puteți să-mi dați și like pe Facebook, să aruncați și cu bani dacă...